dimineața, prieteni! Astăzi avem de lucru în grădină, așa că voi începe să pregătesc brazdele pentru plantatul roșilor. Inițial vreau să pun și folia de mulcire pentru evitarea creșterii ierburilor și a tot felul de buruieni. Vom începe plantarea roșilor. Să vă explic puțin cum am început operațiunea. Am făcut primul șanț. Am ținut cont de distanța dintre rânduri. Folia mea de mulcire inițial a avut 1,65, 1,65 m, am tăiat-o pe jumătate. Am obținut două bucăți de 80. Da? Este exact distanța ideală pe care am nevoie de să o pun între roșii. Practic, această folie de mulcire oprește creșterea buruienilor și menține solul umed, pentru că voi pune niște furtune de picurare la fiecare rând de roșii, iar apa va rămâne mai multă vreme în sol decât dacă nu aș pune foliile astea, pentru că ajută, după cum v-am zis, la menținerea umidității solului și totodată și împiedică creșterea buruienilor. Deci am 80 de la rândul principal la al doilea rând, da? Voi începe cu următorul, de la al doilea rând la al treilea, la fel, voi lua o măsură de 80. Thank you.
A venit seara, continuăm cu munca. Poți să vorbești. Să întindem folia. Astea-s răsadurile noastre, roșioare, românești, semințe de la mama soacră. Vedem ce ieși. Așa. Adun la aici. Facem altfel. O să tăiem fundurile la ele. Și le plantăm cu totul.